Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru 23-30 martie, Zodia Scorpion, luna sau ascendent în Zodia Scorpion. Să descoperim cum va fi următoarele zile, următoarea săptămână în viața dumneavoastră. Dacă nu v-ați înscris la canal, sfatul meu este să o faceți. Nu vă costă nimic, este gratuit și în acest mod noi vom rămâne în contact pentru a primi răspunsuri din partea tarotului în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei Scorpion, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei care s-au înscris, care s-au abonat, pentru cei care mă urmăresc, pentru cei care mă susțin. Ce va urma în următoarele zile? În viața dumneavoastră, ce întâmplări, situații, evenimente vor fi. Mulțumesc. Ok. Aici luna spune că e ceva neclar. Nu vedeți ceva clar, este o situație neclară, energie pic întunecată. Aici e posibil să fie anumite secrete sau dușmani ascunși sau, nu știu, vă gândiți la o femeie de la drum, de departe. Văd că veți afla un adevăr, veți doriți să aflați un adevăr, dar sunt și neînțelegeri cu anumite persoane, poate cu persoane din familia noastră sau cu o femeie din trecut. Văd un pic de anxietate, depresie, de preocupare. Da? Pentru că nu înțelegeți ceva și ceva nu vă este neclar și e ca și cum doriți să aprofundați mai mult. Și aveți grijă la visele dumneavoastră, că veți visa vise premonitorii și acolo veți găsi răspunsul la întrebările dumneavoastră. Vă gândiți foarte mult la o femeie din trecut în ce privește sănătatea sa. Aici văd și că vă gândiți la un acord, să faceți un compromis cu o femeie din trecut, o femeie ascunsă, o femeie care v-a adus iluzie foarte multă sau v-a adus neînțelegere. Zodia Săgetător poate are un rol important. Văd că va trebui să aveți răbdare, să fiți controlați, să vă moderați ca persoană, să așteptați, să ascultați mai mult punctul de vedere al altor persoane. Aici văd o vindecare, un echilibru, o pace, da, cu cineva, veți face pace cu cineva. Văd că veți deschide inima unei persoane, văd că veți străluci, veți fi în centrul atenției, veți primi atenția altor persoane. Văd că veți comunica cu o femeie rușcată sau blonduță. Vă veți sfătui cu această persoană inteligentă care are simțul umorului mai dezvoltat și văd că veți avea foarte multă determinare sau dumneavoastră veți fi acea persoană care nu mai doriți să faceți compromisuri și așa că va trebui să vă mențineți calmul, echilibrul, da? În ce privește relațiile cu cei din jur. Magicianul văd că va veni o idee sau va fi un nou început, un nou proiect. Văd că vi se va îndeplini o dorință, poate un copil sau o tânără are un rol important, zodia Berbec are un rol important. E ca și cum vă gândiți la ceva nou acum în luna aprilie care se apropie. Văd că vă doriți să vă autoafirmați și să manifestați dorința voastră și vă pregătiți pentru acest lucru și aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a pune în aplicare acea idee sau acel plan, acel proiect, nu știu, poate chiar un drum, un job sau o dorință împărăteasă. E clar că aici e vorba de mamă și de copil sau aici e vorba că cineva își dorește un copil. Sau veți intra în legătură cu o femeie mai tânără sau poate dumneavoastră vă doriți un copil. Da, aici văd că veți comunica, veți crea, veți avea parte de succes, veți ști ceea ce vă veți dori, veți da naștere un nou proiect sau unei noi idei sau chiar și veți afla că sunteți însărcinate. Văd că veți acționa și veți avea abundență, veți avea succes în ceea ce vă doriți. Regele de spade, văd că veți intra în legătură cu un profesionist sau cu o persoană care lucrează într-o instituție în ce privește acest proiect sau cu cineva cu care vă veți sfătui.
un expert, o persoană respectabilă, detașată, dar și rece, uneori mentală, o persoană mai în vârstă, o persoană foarte distantă, să spunem așa, sau cu o persoană spirituală cu care veți. E ca și cum veți comunica cu o persoană, un bărbat care poate pe plan emoțional sau sentimental nu stă foarte bine acest bărbat și l-a lăsat rece sau e ceva rece în viața sa care nu este tocmai plăcut, să spunem așa. Treu de monede. Văd că veți face activități cu o regină de spade, gemeni, balanță, vărsător. Văd că veți face activități cu alte persoane. Văd că veți colabora cu alte persoane. Văd că veți pune punctul de vedere. Veți intra în legătură cu această femeie care e un pic directă, spune ceea ce gândește, ceea ce își dorește. Are simțul umorului mai dezvoltat, dar este o femeie sinceră. O femeie în care puteți avea încredere. Haideți să clarificăm aceste cărți. Poate dumneavoastră veți spune ceea ce vă veți dori în ce privește alte persoane, veți tăia cu persoanele sau cu situațiile care nu mai aveți nevoie în viața dumneavoastră și văd că doriți să colaborați cu alte două persoane și ceva care va dura pe termen lung și va fi practic și concret. Și văd că sunteți și foarte bun în ceea ce faceți. Vedeți, sunteți foarte multe iluzii, gânduri în ce privește o femeie sau familia noastră, artele divinatorii sau ezoterismul. Studiați acest lucru cu unii dintre voi, dar și aveți mai multe alegeri de făcut și văd că sunteți confuzi sau foarte multe iluzii. Pentru că aici de aceea trebuie să fiți echilibrați, vedeți, și să vă mențineți autocontrolul, pentru că sunt anumite persoane care au adus un dezechilibru în viața noastră sau au adus o contrarietate, v-a adus anumite riscuri și trebuie să fiți echilibrați, moderați și să aveți răbdare, să nu vă pierdeți cu cumpătul. Haideți să vedem regina de bețe. O disperare, în sens, un blocaj. Nu mai doriți să coborâți la compromisuri, zodia săgetător, și văd că ceva va rămâne în mintea noastră și vă va da bătăi de cap, vă va victimiza sau vă veți gândi foarte mult la aceste instabilități, riscuri cu aceste persoane. Și magicianul aici îmi spune că vă preocupați în ce privește trecutul dumneavoastră. Doriți să începeți ceva nou, dar în același timp vă imaginați tot felul de lucruri, evenimente, scenarii chiar. Împărăteasa. Aici văd că victorie. Veți avea victorie, să știți. Veți acționa și veți crea, veți comunica și vă văd că veți reuni cu cineva, veți împăca cu cineva, veți primi mesaje cu cineva, comunicare va fi și o împăcare. Haideți să vedem acest rege de spade. Mulțumesc. Rege de spade. O persoană care e depresă. O persoană care poate are probleme de sănătate. Se dau lupte, sunt secrete, întârzieri și e nevoie de forță. Și treiul de monede, văd că veți colabora cu un bărbat, un domn de la drum, un cavaler, o persoană influentă care vă va oferi protecția sa și regina de spade pentru a merge într-o casă sau pentru a începe un nou proiect. Văd că veți primi vești de la regina de spade. Un nou început concret, văd aici, veți merge în vizită la cineva, în casa cuiva chiar. Veți lua o hotărâre să începeți ceva nou. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol. Da, în momentul de față sunt anumiți norișori aici. Sunt anumite probleme. Ceva nu vedeți clar. Am dubii și dar să știți că e o situație temporară. Chiar și spune acest lucru și văd că veți avea o mare fericire. Dar această temporară probleme v-a adus foarte multe emoții.
și chiar nervozism, sau e ca și cum e o relație de ură și dragoste între dumneavoastră și aceste persoane. Da? E ca și cum acum e bine, acum e rău, sau acum vă înțelegeți, acum nu vă înțelegeți, dar văd că veți fi fericiți. Da? Vă veți bucura. Haideți să vedem, mulțumesc, văd că veți avea protecția din partea unui bărbat, din partea unui prieten puternic, care vă este fidel, vă este loial, vă stă alături, vă ajută și situații care e nevoie de echilibru, cum v-am spus, situații de atenție pe care va trebui să mențineți un echilibru. Cere echilibru din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Aici văd că ce privește o căsătorie sau o altă relație de cuplu cu care veți intra în contact sau o colaborare, un parteneriat, de aceea trebuie să fiți moderați, echilibrați în ce privește această căsătorie. Dar va fi acest parteneriat, această căsătorie, această colaborare, va fi unii pentru alții un contract de muncă, poate veți fi cerute de soție sau vă veți căsători sau veți fi ceruți de soț. Obstacole. Văd unii dintre voi locuiți la munte sau lângă un munte sau veți merge la munte. Vor fi anumite provocări pe care va trebui să le treceți, da? Să depășiți acest munte, să spunem așa, că vor fi. Nimic nu e, dacă vedeți și dumneavoastră, nimic nu este ușor. Și trebuie să-ți iei mai mult timp liber. Vei avea mai mult timp liber care te va ajuta să revezi lumina. Și unii dintre voi veți pleca într-o vacanță și să fiți atenți totuși la anumite dezamăgiri, persoane de foc, berbec, leu, săgetător. E posibil să vă dezamăgească sau aveți grijă să nu vă autodezamăgiți singuri, da? Adică cu gândurile negative. Pentru că am văzut aici că aveți gânduri negative care vă dau bătăi de cap, vedeți, și vă blochează mintea, da? Așa că văd că oportunitatea de nou început cu magicianul este, dar ține totul de voi, da? De a nu vă autodezamăgi, este clar, așa spune, self-delusion. Și văd că veți fi bucuroși, dar trebuie să aveți răbdare, paciența cu gioia, deci trebuie să aveți răbdare și așteaptă fără a te grăbi. Și vine în viața ta fericirea, da? Deci vei avea fericire, bucurie, să te bucuri, să te bucuri. Și ești protejat, uite, da, la protecție. Ești protejat și cu compasiune pentru ceilalți, cu iubire pentru ceilalți, dar și, în primul rând pentru tine. Și uite, râde la risveliu. Văd că te vei trezi, te vei lumina, vei renaște, vei vedea un adevăr. Văd o trezire pentru tine și da, la inima mea. Trebuie să ai grijă mai mult de inima ta, să oferi mai multă atenție inimii tale, pe plan emoțional, sentimental. Și uite, da, la abundență pe toate planurile. Deci este clar, cu acea împărăteasă acolo veți avea abundență pe toate planurile, da? Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc că m-ați urmărit, lăsați-mi un mesaj și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă doresc ceea ce vă doriți dumneavoastră să se împlinească. V-am pupat, numai bine. La revedere, Doamne ajută!